Veți asculta un mesaj prezentat de pastorul Iosif Anca. Cu ajutorul Domnului, haideți să privim mai departe la această lucrare vechi testamentală, socotind că cele din Vechiul Testament sunt o umbră a celor din Noul Testament și istoria Israelului este a noastră într-un sens spiritual. Privind la a doua lecție din tematica din Egipt spre Canaan, eliberare. Reamintindu-ne că data trecută, când am vorbit despre robia egipteană, aminteam că Dumnezeu a anticipat-o chiar de la constituirea legământului prin care Dumnezeu a dăruit Canaanului Avram și urmașilor săi, dar Dumnezeu nu este vinovat de faptul că ei au ajuns în robie. Aminteam doar aspectul că frații lui Iosif au greșit și astfel au trebuit să meargă să se închine înaintea fratelui lor. Însă chiar în momentul în care robia părea invincibilă, când eliberarea părea o utopie doar, căci la primul apel al lui Moise în fața lui Faraon, măsurile de robire s-au înăsprit, totuși vremea eliberării a adus-o Domnul și să privim la lucrarea aceasta. Prin eliberarea din robie, Dumnezeu a atribuit adevărata identitate sau a dat independența statului Israel, constituindu-l ca și poporul al său până atunci. În cartea Genesei, în mod special, Dumnezeu s-a ocupat de un om sau de o familie, sau cel puțin de o familie mare, de un clan eventual, dar din momentul eliberării, Dumnezeu s-a ocupat de poporul său, Israel, în întregime. În cartea Exod, în capitolul 3, citim că eliberarea aceasta este 100% dumnezeiască. Citesc de la versetul 8. M-am pogorât ca să-l izbăvesc din mâna egiptenilor, ca și cum ar fi o prezență fizică, o prezență reală a lui Dumnezeu, și să-l scot din țara aceasta și să-l duc într-o țară bună și întinsă, într-o țară unde curge lapte și miere. Versetul 10. Acum vino, eu te voi trimite la Faraon și vei scoate din Egipt pe poporul meu, pe copiii lui Israel. Zic că era o eliberare 100% divină, în sensul că Dumnezeu s-a ocupat de vrăjmașii evreilor de egipteni, pe ei nu i-a pus nici să se lupte, singura lor lucrare au fost acele prezențe repetate a lui Moise și Aaron în fața lui Faraon. Și zic 100% divin în sensul că dacă oamenii nu ar fi urmat întru totul pe Dumnezeu, evreii, ei rămâneau acolo. Cred că această lucrare privește spre răscumpărarea întregului neam omenesc din robia păcatului, răscumpărare de astfel însemnând eliberarea fie din robie, din sclavie, fie din închisoare, răscumpărare pentru care se plătește un preț. Pentru că putem reține că au fost plagă după plagă, însă eliberarea n-a intervenit decât după ce a fost plătit un preț de sânge, în imaginea mielului pascal. După cum, de-a lungul istoriei, orice măsură a luat Dumnezeu contra omenirii, orice alte lucrări s-au efectuat, răscumpărarea a fost posibilă, în definitiv, doar prin jertfa Domnului Iisus Hristos. Despre El citim în Noul Testament și vreau să ne oprim la Roman 3, epistolul în care, în mod general, Pavel tratează doctrina aceasta a mântuirii, felul în care Dumnezeu a aranjat lucrurile ca să ne scape pe noi de sub păcat. În 3:20 scrie, căci nimeni nu va fi socotit neprihănit înaintea Lui prin faptele legii, deoarece prin lege vine cunoștința deplină a păcatului. Și apoi în 24, și sunt socotiți neprihăniți fără plată
prin harul său, prin răscumpărarea care este în Hristos Iisus. Deci, plata a fost efectuată prin lucrarea Domnului Iisus, cum este scris și în 1 Corinteni 1 cu 30, căci El a fost făcut de Dumnezeu pentru noi, mai multe lucruri, printre care răscumpărare, pe lângă sfințire, neprihănire, înțelepciune. Vom privi în două puncte la studiul nostru. Mai întâi la istoria eliberării, precizând pe scurt, noi știm, dar să ne reamintim, și apoi la alte lucruri mai adânci care rezultă de aici. În Exod ne întoarcem din nou în capitolul 6, după aproximativ socotiți vreo 80 de ani de robie, poporul, citesc versetul 9, dar deznădejdea și robia aspră în care se aflau i-au împiedicat să asculte pe Moise. Nu mai credeau posibilă, adică în mod normal nu mai era posibilă eliberare. Și de aici asistăm la acea împotrivire repetată a lui Faraon. Întoarceți o pagină în urmă, în 5 cu 1, Moise și cu Aaron aveau o procedură. S-au dus apoi la Faraon și i-au zis, așa vorbește Domnul Dumnezeu lui Israel, lasă pe poporul meu să plece ca să prăznească în pustie un prasnic în cinstea mea. Și așa au făcut de fiecare dată. Să mai citim doar din 9 cu 1. Domnul le-a spus să facă așa. Domnul a zis lui Moise, du-te la Faraon și spune-i. Așa vorbește Domnul Dumnezeu evreilor, lasă pe poporul meu să plece ca să-mi slujească. Ei doar mergeau și cereau voie, cerând eliberare. Însă Faraon și conducătorii Egiptului s-au împotrivit, ba uneori făgăduiau și au tergiversat în felul acesta, în mod repetat la fiecare dintre plăci. De exemplu, citim în 8 cu 8, Faraon a chemat pe Moise și pe Aaron și le-a zis, rugați-vă Domnului să depărteze broaștele de la mine și de la poporul meu și am să las pe popor să plece, să aducă jertfe Domnului. Când era strâns cu ușa, făgăduia eliberarea. Dar spune apoi 15, verset, Faraon văzând care răgaseră suflet în voie, și-a împetrit inima și n-a ascultat de Moise și de Aaron, după cum spusese Domnul. Apoi, de la 28, verset, din nou Faraon a zis, vă voi lăsa să plecați ca să aduceți jertfe Domnului Dumnezeului vostru în pustie, numai să nu vă depărtați prea mult dacă plecați, rugați-vă pentru mine. Moise a răspuns, am să ies de la tine și am să mă rog Domnului. Mâine, una din plăgi, muștele se vor depărta de la Faraon, de la slujitorii lui și de la poporul lui, dar să nu ne mai înșele Faraon, nevrând să lase pe popor să plece ca să aducă jertfe Domnului. Și 32, dar Faraon și de data aceasta și-a împietrit inima și n-a lăsat pe popor să plece. Dă nevoie să plecăm, nu vă las sau vă las și iar nu vă las. Așa s-a derulat până la urgia a 10-a, în noaptea Paștelui, când citim în capitolul 12, de la versetul 29, că și cu ocazia ultimei pedepse, la miezul nopții. Domnul a lovit pe toți întâi născuți din țara Egiptului, de la întâiul născut al lui Faraon, care ședea pe scaunul lui de domnie, până la întâiul născut al celui închis în temniță și până la toți întâi născuți ai dobitoacelor. Faraon s-a sculat noaptea, el și toți slujitorii lui și toți egiptenii și-au fost mari țipete în Egipt, căci nu era casă unde să nu fie un mort. Loviți de această cruntă urgie, care spre deosebire clară de celelalte care erau plăci ale naturii, s-a văzut fără urmă de îndoială, fără echivoc, că aici este mâna lui Dumnezeu care era prezentă să scoată poporul de acolo, cum chiar Dumnezeu a făgăduit că o face cu braț puternic și cu mână întinsă. În aceeași noapte a urmat decretul de eliberare de la versetul 31. Le-a zis, sculați-vă, ieșiți din mijlocul poporului meu, voi și copiii lui Israel, duceți-vă de slujiți Domnului, cum ați zis, luați oile și boi, cum a zis, duceți-vă și binecuvântați-mă. Egiptenii zoreau poporul și se grăbeau să-i scoată din țară, că ziceau, altfel toți vom pieri. Dați-vă drumul puțin și imaginați-vă acea noapte.
S-au culcat egiptenii, probabil, puțin sub teama unei posibile alte urgii. Evreii, parcă așteptare după așteptare, și în acea noapte, toată țara în alertă. Faraon, toată conducerea, tot poporul, nu știu exact cum i-au trezit pe evrei, că doar n-aveau sirene ca și acum cu trâmbiți, nu știu cum i-au fi trezit. Dar în acea noapte, evident, ei erau la sărbătorirea Paștelui, dar ceilalți erau străini de situația aceasta, zic la modul general, cum s-au trezit cu egipteni și cu toți. Și în acea noapte, spune Biblia în versetul 40, șederea copiilor lui Israel în Egipt a fost de 430 de ani, deci după anii aceștia, poporul a ieșit îndreptându-se spre Marea Roșie. O noapte atât de mult așteptată și realizată de Dumnezeu, cum în mod sigur ei nu anticipau. Vedeți, când sunt anumite conflicte sau anumite stări, războaie sau știu eu, oamenii dau anumite prognoze, cum o să fie, cum o să se întâmple. Însă Dumnezeu a avut o manieră proprie, autentică de a aduce eliberarea. Asta doar ca să ne reamintim. Vreau să privim acum mai îndeaproape la actul acesta al eliberării. În primul rând, făgăduințele eliberării. În capitolul 6, aici în Exod, citim de la versetul 5, acum însă am auzit gemetele copiilor lui Israel pe care îi țin egiptenii în robie și mi-am adus aminte de legământul meu. Și versetul 8. Eu vă voi aduce în țara pe care am jurat că o voi da lui Avram, lui Isaac și lui Iacov. Eu vă voi da o stăpânire, eu Domnul. Eliberarea din robie n-a fost nicio urmare a strigătelor lor de durere. Dumnezeu nu i-a eliberat de mila lor. Putea să schimbe regimul în Egipt și să facă o coaliție acolo, cum a fost și înainte, când Iosif și neamul lui a fost primit bine. Nu de mila lor s-a produs eliberare. Apoi, nu viața lor de neprihănire, de sfințire, nu face Biblia referire la una ca asta. A făcut ca ei să fie eliberați. Și în primul rând, eliberarea s-a produs datorită legământului făcut de Dumnezeu cu Avraam, Isaac și Iacov. Eliberarea oamenilor din păcat se face pe baza legământului, pe baza jertfei. Și motivul sau baza eliberării este făgăduința lui Dumnezeu. Pentru această confirmare mai citim și din Deuteronom, capitolul 7, de la versetul 6. Căci tu ești un popor sfânt pentru Domnul Dumnezeul tău. Domnul Dumnezeul tău te-a ales ca să fii un popor al lui dintre toate popoarele de pe fața pământului. Nu doar pentru că întreceți la număr pe toate celelalte popoare s-a lipit Domnul de voi și v-a ales, căci voi sunteți cel mai mic dintre toate popoarele, ci pentru că Domnul vă iubește, pentru că a vrut să țină jurământul pe care l-a făcut părinților voștri, pentru aceea v-a scos Domnul cu mâna lui puternică și v-a izbăvit din casa robiei din mâna lui Faraon, împăratul Egiptului. Pentru aceea. Și în Noul Testament citim în a doua Petru, capitolul 1, despre făgăduința de care au parte chiar și neamurile. Amintiți-vă că și lucrarea Duhului Sfânt este tot o lucrare dată de Dumnezeu prin făgăduință. Adică este un act și o lucrare care ține de Dumnezeu, nu de noi. Nu noi o provocăm, ci Dumnezeu printr-un har ne-o atribuie. 2 Petru, capitolul 1, de la versetul 3. Dumnezeiasca lui putere ne-a dăruit tot ce privește viața și evlavia prin cunoașterea celui ce ne-a chemat prin slava și puterea lui, prin care el ne-a dat, rețineți, făgăduințele lui nespus de mari și scumpe, ca prin ele să o face spărtaș firii dumnezeiești după ce a sfugit de stricăciunea care este în lume prin pofte.
pentru făgăduințele Domnului și pentru legământul Lui și jurământul Lui de eliberare, numele Domnului să fie binecuvântat. Dumnezeu a vrut ca poporul să-L cunoască, să știe cine l-a eliberat, să-și cunoască eliberatorul. Și astfel ne întoarcem la Exod, capitolul 6, și aici scrie, de la versetul 2, Dumnezeu a mai vorbit lui Moise și i-a zis, Eu sunt Domnul. Eu m-am arătat lui Avram, lui Isaac și lui Iacov ca Dumnezeu cel atotputernic, dar n-am fost cunoscut de el sub numele meu ca Domnul. Apoi, versul 6, de aceea spune copilul lui Israel, Eu sunt Domnul. Eu vă voi zbăvi din muncile cu care vă apasă egiptenii. 7. Vă voi lua ca poporul meu, eu voi fi Dumnezeul vostru și veți cunoaște că eu, Domnul Dumnezeu vostru, vă izbăvesc din muncile cu care vă apasă egiptenii. Dumnezeu se prezintă sub acea nouă titulatură a lui Iahve, Domnul, eu sunt cel ce sunt, ca ei să îl cunoască și să-și dea seama că cel care se apropia de ei este singurul Dumnezeu din univers. Vroia Dumnezeu să facă din Israel un popor monoteist, fundamentându-l din punct de vedere spiritual, într-o lume cum era și cea egipteană, politeistă, plină de zei și de idolatrie. Și amintiți-vă, mai amintim doar din Exod 20, când Dumnezeu a prezentat decalogul și a scris cu mâna lui acele porunci, în introducere este scris de la versetul 2, Eu sunt Domnul Dumnezeul tău, care te-a scos din țara Egiptului, din casa robiei, să nu ai alți Dumnezei afară de mine, spunea porunca întâi. Și astfel, Dumnezeu s-a prezentat, și-a dovedit puterea, și-a enunțat legile, principiile sale, ca Israelul să știe pe ce principiu este eliberat, pe principiul făgăduinței date lui Avram, și să știe cine l-a eliberat, cel care este Dumnezeu din veșnicie în veșnicie, slavă Lui. Să privim acum, în al doilea rând, la scopul eliberării. De ce i-a eliberat Dumnezeu din robie? Și astăzi, când Dumnezeu scoate oameni din robie, care este scopul Lui cu privire la ei? Citim în Exod, capitolul 3, când a chemat Dumnezeu pe munte atunci cu ocazia rugului, când era la oi, face o primă referire, dându-i un semn, 3:12. Dumnezeu a zis, eu voi fi negreșit cu tine în lucrarea de a-i scoate din Egipt și iată care va fi pentru tine semnul că eu te-am trimis. După ce vei scoate pe popor din Egipt, veți sluji lui Dumnezeu pe muntele acesta. Aminteam noi când am vorbit ultima dată la lecția cu proroci și prorocii, că un semn nu trebuie să fie rupt de acea lucrare, ci să fie reprezentativ. Ori și semnul dat de Dumnezeu lui Moise era foarte reprezentativ. De ce îi vei scoate din Egipt? Ca să slujească lui Dumnezeu. Și i-a dat semnul, veți sluji lui Dumnezeu pe muntele acesta. Altfel spus, au fost eliberați din robie ca să aibă libertatea de a-i sluji lui Dumnezeu. Dumnezeu vrea să fie slujit de oameni liberi. Diavolul ține oamenii legați să-i slujească. Și pe pământ făcea Domnul referire la sistemele de guvernare că au robi și un sistem de impunere a autorității. Dumnezeu este slujit de oameni liberi. Și în veșnicia întreagă, toți cei care vor fi în jurul Lui și vor da slavă, îi se vor închina și vor fi alături de El, îi vor sluji în libertate. De asemenea, în versetul 18, și în fața lui Faraon este enunțat lucrul acesta. Ei vor asculta de glasul tău și te vei duce tu și bătrânul Israel la împăratul Egiptului, îi veți spune, Domnul Dumnezeul evreilor s-a întâlnit cu noi. Dă nevoie să mergem cale de 3 zile în pustie ca să aducem jertfe Domnului Dumnezeului nostru. Referitor la
slujirea aceasta, citim și din capitolul 8, versetul 1. O altă afirmare în fața lui Faraon. Du-te și spune-i, lasă pe poporul meu să plece ca să-mi slujească. Apoi versetul 20. Din nou, lasă pe poporul meu să plece ca să-mi slujească. A intenționat Dumnezeu din Israel, a realizat doar în parte, să facă un popor de slujitori ai săi. Și în capitolul 19, versetele 5 și 6 citim, acum dacă veți asculta glasul meu și dacă veți păzi legământul meu, veți fi ai mei dintre toate popoarele, căci tot pământul este al meu. Îmi veți fi o împărăție de preoți și un neam sfânt. Spuneam că a realizat doar în parte, pentru că a fost o seminție de leviți și de preoți, dar ceilalți în marea majoritate a timpului, generație după generație, se rătăceau și doar puțin și de puține ori au fost când au slujit Domnului. Priviți chiar la aranjarea poruncilor. În prima poruncă Dumnezeu se legitimează și vrea să rămână așa cum este, ca singurul Dumnezeu. Iar în a doua le spune să nu aibă alți Dumnezei sau alte imagini de substituire a unor zei, să nu se închine și să nu le slujească. Omul este creat cu capacitatea aceasta de a sluji din punct de vedere spiritual. După cum suntem creați să fim familiști, de exemplu, și la vremea tinereții ne asociem și ne căutăm un partener de viață, la fel suntem creați să ne căutăm Dumnezeul și ne caută și El pe noi și când ne întâlnim. El ne răscumpără, ne eliberează și în continuare ar trebui să rămână o viață de slujire, Domnul să ne ajute. Și fiindcă vrem să identificăm și în Noul Testament aceste repere, vom citi în 1 Petru, în capitolul 2, despre slujire, versetul 8, 9 și 10. Voi însă sunteți o seminție aleasă, o preoție împărătească, un neam sfânt, un popor pe care Dumnezeu și l-a câștigat ca să fie al Lui, ca să vestiți puterile minunate ale Celui ce v-a chemat din întuneric la lumina sa minunată. Pe voi care odinioară nu erați un popor, după cum spuneam că evreii atunci au dobândit identitatea. Dar acum sunteți poporul lui Dumnezeu, pe voi care nu căpătaserăți îndurare, dar acum ați căpătat îndurare plătindu-se prețul răscumpărării. Să slujim este clar. Dar vreau să privim la forma în care trebuie să slujim. Că a propus Faraon o formă de slujire. Întorcându-ne la cartea Exod, citim în capitolul 8, de la versetul 25. Faraon a chemat pe Moise și pe Aaron și le-a zis, duceți-vă de a aduce jertfe Dumnezeului vostru aici în țară. Moise a răspuns, nu este deloc potrivit ca să facem așa, căci am aduce Domnului Dumnezeului nostru jertfe care sunt o urăciune pentru egipteni. Și dacă am aduce sub ochii lor jertfe care sunt o urăciune pentru egipteni, nu ne vor ucide ei oare cu pietre? Vom face mai bine un drum de 3 zile în pustie și acolo vom aduce jertfe Domnului Dumnezeului nostru după cum ne va spune. Slujirea aceasta înaintea Domnului nu poate fi făcută oricum, evident. Diavolul ar vrea și o acceptă. Dar Moise a spus, nu este slujire, nu este compatibilă slujirea cu viața egiptenilor. Cum ar fi compatibilă unul să rostească o binecuvântare, altul să înjure? Un evreu să-și țină slujba lui, egipteanul a lui. Să cântăm o cântare și de la pocăiți, să cântăm o cântare și din cealaltă. Nu spune Biblia că există o respingere și este o urăciune una în fața celelalte? Zice Moise, mergem în pustie, trebuie un alt loc unde să slujim. Și chiar și acolo nu o facem oricum, ci așa după cum ne va spune Domnul. Vom mai citi și din capitolul 10, de la versetul 8. Tot asupra formei de slujire.
au întors la Faraon pe Moise și pe Aron. Duceți-vă, le-a zis el, și slujiți Domnului Dumnezeului vostru. Care și cine sunt cei ce vor merge? Moise a răspuns, vom merge cu copiii și cu bătrânii noștri, cu fiii și fiicele noastre, cu oile și boii noștri, căci avem să ținem o sărbătoare în cinstea Domnului. Și Faraon le-a zis, așa să fie Domnul cu voi, cum vă voi lăsa eu să plecați pe voi și pe copiii voștri, luați seama că este rău ce aveți de gând să faceți. Nu, nu. Și duceți-vă voi bărbații și slujiți Domnului, căci așa a cerut și a izgonit dinaintea lui Faraon. Nu vrea diavolul să-i lase pe toți să slujească. Și mare el o modalitate, de la versetul 24 o citesc. Faraon a chemat pe Moise și a zis, duceți-vă și slujiți Domnului, că văd că pentru asta vreți să fiți liberi, să-i slujiți. Să nu rămână în țară decât oile și boii voștri, copiii voștri vor putea merge și ei împreună cu voi. Moise a răspuns, chiar să ne dai tu însuși jertfele și ardele tot, pe care le vom aduce înaintea Domnului Dumnezeului nostru. Și turmele noastre tot trebuie să meargă cu noi și să nu rămână o unghie din ele aici. Adică lui Dumnezeu trebuie să slujim separat de lumea aceasta. Amintiți-vă de ce spune în Evrei 13, două versete foarte frumoase. Să ieșim dar afară din tabără, Evrei 13 cu 13 și 14. Nu se poate sluji oricum. Și spune acolo versetul 14 că noi suntem în căutarea cetății viitoare. Dacă am putea să slujim aici în lumea aceasta așa cum este, atunci ar fi îndreptățită întrebarea ucenicilor, Doamne, acum vrei să instaleze împărăția aici? Nu o putem instala aici. Se va instala în altă parte, pe un pământ nou, într-un alt sistem, într-un cer nou. Și de aceea ne căutăm locuri unde să slujim, ne căutăm o cămăruță unde să ne retragem, ne căutăm un loc unde să ne adunăm. Pavel s-a dus în sinagogă în Fapte 19, versetul 8 și 9 în Efes, și a încercat să slujească acolo. Dar își băteau joc de el și atunci a trebuit să-i separe și să-și găsească un alt loc de slujire. Apoi, nu-i de neglijat celălalt aspect, cu oile și cu boi. Slujim Domnului. Dacă când slujim, slujim cu tot ce avem, nu neapărat că le aducem ca ardere de tot, dar le luăm cu noi. Și dacă sunt cu noi, sunt ca a Domnului. Și dacă sunt cu noi, nu ne gândim la ele, că sunt în altă parte. Deci, o adevărată slujire, să slujim Domnului cu tot ce avem. Că de fapt tot ce avem este de la Dumnezeu. Și El ne-a eliberat cu tot ce erau încă în plus, știți, darurile care le-au primit la ieșirea din Egipt. Dar pentru o asemenea răscumpărare, să nu mai punem la îndoială că nu slujim și că nu slujim cu tot ce avem. Ne-a răscumpărat prin cel mai mare preț. Și acum, măcar ce avem, să dăm și noi pentru Domnul. Amin. Prea mult căutam fericirea înrobit de ale lumii puteri. Când o lume cu dragoste sfântă s-a întins și-am simțit am fost liberat. Sunt liber de teama de mâine, sunt liber de griji și păcat, căci rădăi sunt un om fericit.
Privim acum la modalitatea eliberării. Spuneam de acea noapte și la felul în care Dumnezeu a hotărât să-i scoată. În capitolul 4, mai întâi se dau trei dovezi ale puterii lui Dumnezeu în fața evreilor. Spune aici, de la versetul 3, de la 2 chiar cu toiagul. Aruncă-l, se face șarpe, apucă-l de coadă, revine toiag. Introdu mâna în sân, scoți afară, plină de lepră, din nou curată. Și apoi versetul 9, să torni apă, să se facă în sânge. Și au putut să constate evreii puterea lui Dumnezeu. Era nevoie de câteva minuni să îi ajute la credință. Întorcând o foaie, în capitolul 7, au loc tot așa ca un preambul, ca o prefațare, minuni în fața lui Faraon. Versul 9. Ia toiagul și aruncă-l înaintea lui Faraon și toiagul se va preface într-un șarpe. Au venit vrăjitorii, versetul 11, au făcut și la fel prin vrăjitoriile lor și au aruncat toiagile și s-au prefăcut în șerpi. Dar toiagul lui Aaron a înghițit toiagile lor și simbol de la început le-a dat Dumnezeu asupra superiorității și autorității sale. Demonii când intra Domnul Iisus cât într-o sinagogă, te știm cine ești, ai venit să ne chinuiești înainte de vreme. În Egipt sosise vremea pentru eliberare. Și când a venit Domnul, sosise vremea. Numai că așa-și cei răi vor să li se mai amâne vremea. Dar la vremea cuvenită vor fi scoși din moștenirea Domnului. Cred că în ce privește modalitatea de eliberare, iese în evidență puterea absolută a lui Dumnezeu, spre deosebire de puterea limitată a satanei. Vom citi câteva versete. În capitolul 18 declară Ietro socrului Moise. 18:10. Binecuvântat să fie Domnul care va izbăvi din mâna egiptenilor și din mâna lui Faraon. El care a izbăvit poporul din mâna egiptenilor. Cunosc acum că Domnul este mai mare decât toți Dumnezeii, căci în lucrul în care s-au purtat cu trufie, El a fost mai presus de ei. A fost nevoie să-și dea Dumnezeu dovada puterii superioare. Știți că din cele 10 plăgi, apa prefăcută în sânge, broaștele, țânțare, musca cânească, vărsatul negru, ciuma vitelor, piatra și focul, lăcustele, întunericul și moartea întâilor născuți, primele două au putut fi reproduse și de vrăjitorii din Egipt, prin puterea satanei, forțe magice, oculte, și doar în capitolul 8, versetul 18, asistăm la cea de-a treia plagă, păduchii sau țânțarii, că vrăjitorii au căutat să facă și ei, prin vrăjitoriile lor, păduchii. Dar n-au putut. Și vrăjitorii au zis lui Faraon, aici este degetul lui Dumnezeu, dar nu erau și degetele satanei? Uneori este foarte greu să se smulgă unii din lume. Sunt forțe care îi țin. M-a întrebat recent cineva, ce șanse ar avea o persoană care a fost prinsă în biserica satanei de mântuire, de eliberare. Uneori sunt împotriviri din partea oamenilor. Hai să admite că acum nu chiar. Dar sunt țări unde este opresiune, sunt familii, unde sunt oameni amenințați cu moarte dacă își părăsesc religia lor și trec la creștinism. Și atunci se naște întrebarea, pot fi ei eliberați în bune condiții? Chiar nici să nu ajungă martiri? Uite, se poate. Dumnezeu este mai puternic decât satana. Se împotrivește. Îi este îngăduit în mod limitat să încurce lucrurile.
îi este îngăduit o vreme, este îngăduit să recurgă la puteri. Dar când vrea Dumnezeu să dea eliberare, o dă în pofida tuturor vrăjmașilor. S-au împotrivit oamenii. Uneori pe oamenii îi forțează și arteorii luminează. Asistăm de-a lungul istoriei Bibliei când unii s-au împotrivit, nu pe toți a nimicit Dumnezeu. De unii s-a îndurat, le-a luminat ochii și a făcut să-i accepte favorabil pe creștini. Gândiți-vă la împăratul Babilonului. Chiar nu putea să scape de Daniel. Au fost unii care au vrut forțat. N-au avut ce să le fac. Dar împăratul Dariu, de exemplu, persanul, Dariu Medu, i-au privit favorabil. Și chiar și aici citim în 3:21, Dumnezeu a făcut ca Israelul să capete trecere înaintea egiptenilor. Și lucrul acesta aș vrea să-l amintesc pentru unii care se tem că vor avea parte de represalii dacă vor ieși din Egipt, din lume. Voi face chiar ca poporul acesta să capete trecere înaintea egiptenilor și când veți pleca, nu veți pleca cu mâinile goale. Și apoi capitolul 11, versul 3. Domnul a făcut ca poporul să capete trecere înaintea egiptenilor, chiar Moise era foarte bine văzut în țara Egiptului înaintea slujitorului Faraon și înaintea poporului. Eu personal mă mir cum după atâtea plăci aduse Dumnezeu prin Moise, Moise se bucura de popularitate bună în țara Egiptului. Mă mir cu durerile ce le-au pricinuit Israel și știau că de acolo vine, cum de egipteni au primit bine pe evrei, au privit bine. Și i-au făcut Dumnezeu și le dea daruri. Deci când vrea Dumnezeu să elibereze pe cineva, pe demoni și pe oameni care se împotrivesc, îi scoate din raza de acțiune, iar pe unii face să se ferească singuri și să facă ei drum poporului Dumnezeu care iese din robie. Depinde. Poate Dumnezeu să recurgă ori să îi pedepsească pe unii să-i ferească din cale, ori pe alții să-i facă să înțeleagă și ei în mod politicos să se ferească și să dea drum poporului Dumnezeu. Au fost situații, de exemplu, când s-au botezat unii, când au venit unii furioși la botez că fac scandal. Și unii rămân cu mâna întinsă ca Ieroboam, iar alții în loc să rămână cu mâna întinsă așa spre oameni, numai se produce minunea și o întind spre Dumnezeu și se bucură și ei de ce se întâmplă acolo și Dumnezeu le schimbă inima. Și unii nu chiar că se pocăiesc, că nu scrie că s-au pocăit egiptenești. Dar așa le-a deschis Dumnezeu inima, că a vrut să aducă eliberarea. Vreau să vedem că Dumnezeu când vrea să elibereze, are toate modalitățile la îndemână. Nu îi lipsește nimic dacă vrea să facă ceva. Dacă vrea să distrugă, poate. Dacă vrea să schimbe inima, poate. Poate să-și dovedească autoritatea. Dar poate pe noi ne surprinde dacă e așa de tare Dumnezeu și așa de slab Satana. De ce i-a lăsat în robie 80 de ani și când i-a scos, de ce a trebuit atâtea ședințe și atâtea plagă după plagă? Vreau să privim cum Dumnezeu judecă selectiv. Știu eu înțelepciunea lui cum funcționează, că e scris că noi nu putem pricepe integral. Priviți la judecățile acestea selective, de exemplu în capitolul 8, versul 21 și 22. Dacă nu vei lăsa pe poporul meu să plece, am să trimit mușchi câinești împotriva ta, 22. Dar în ziua aceea voi deosebi ținutul Gosen, unde locuiește poporul meu. Dumnezeu a zis, o zonă o lovesc, alta o cruț. Știți că era aici un cuvânt din partea Domnului cum a face Domnul deosebire între țară și țară, localitate și localitate și așa mai departe? Dumnezeu le selectează, așa cum facem noi la calculator, astea le radiem și alte rămân. Apoi, în 9:14 scrie, fiindcă de data aceasta am să trimit toate urgiile mele împotriva inimii tale, împotriva slujitorilor tăi și împotriva poporului tău, ca să știi că nimeni nu este ca mine pe tot pământul, autoritatea absolută a lui Dumnezeu. Și acum îi spune, dacă mi-aș fi întins mâna și te-aș fi lovit cu ciumă pe tine și pe poporul tău, ai fi pierit de pe pământ. Dar te-a lăsat să rămâi în picioare ca să vezi puterea mea. Rețineți de ce Dumnezeu pedepsește selectiv? Fiindcă așa e planul său. Pe unul omoară într-un fel, pe altul ține ca să-și arăte lucrarea prin el, nu că n-ar putea să facă altfel. Dar aceasta a fost modalitatea aleasă de el pentru eliberare. Și acum gândiți-vă la Psalmul 91 și încadrați-vă pe dumneavoastră acolo. Dacă a fost păzit Gosenul,
scrie acolo, cel ce face din cel prea înalt turnul de scăpare și zice despre Domnul. Cad 1000 într-o parte, 10000 într-alta, vin boli, vin probleme și de tine nu se apropie nimic. Mărturisit oameni care au fost în război, obuze de o parte, de alta, gloanțe, tot ciuruit, ei zici că blindați. Deci Dumnezeu așa se pricepe să aranjeze lucrurile, sau gândiți-vă când s-a prăbușit, când s-a sfărâmat corabia cu Pavel în drum spre Roma. Ce le-a zis Pavel? Nu muriți niciunul, numai să prăbădește corabia. O asemenea epavă, tot să se distrugă ei, să nu moară nici măcar unul. Și unii nu știau să note. Când Dumnezeu selectează și hotărăște într-un fel anume să deruleze judecățile lui, așa se întâmplă și nimeni nu se poate împotrivi. Vreau să mai citim doar din Apocalipsa 16, pentru că va urma eliberarea finală de pe Egipt, din Egiptul acestei lumi și mutarea noastră în Canaanul lui Dumnezeu. Și din nou vom asista în final la judecăți selective. Apocalipsa 16, de la versetul 1. Și am auzit un glas tare care venea din templu și care zicea celor șapte îngeri: duceți-vă și vărsați pe pământ cele șapte potiri ale mâniei lui Dumnezeu. Cel dintâi s-a dus și a vărsat poptirul lui pe pământ și o rană rea și dureroasă a lovit pe oamenii care aveau semnul fiare și care se închinau icoanei ei. Dacă i-a lovit pe așa mulți, a zice că e molopsitoare, dar cât e de contagioasă, îi alege. Și numai cei cu semnul se îmbolnăvesc. Și apoi, din nou, tot judecă selective, unele peste ape, altele peste astre. După cum erau îngerii repartizați, spune versetul 5. Și am auzit pe îngerul apelor zicând: drept ești tu, Doamne, care ești și care erai. Tu ești sfânt pentru că ai judecat în felul acesta. De aceea, îngerii care cunosc spun: Doamne, tu ești drept și felul în care judești tu este bun. Îl consideri și tu la fel? Sau poate noi am fi vrut să facă Dumnezeu altfel selecția și ne gândim, uite mai a scăpat unul și a murit ălălalt. Dumnezeu i-a ales așa. Cum să-i pedepsească, pe care să-i lovească? Este o selecție făcută de Dumnezeu, nu întâmplătoare. Este, chiar dacă nouă ne pare arbitrară, este bine gândită de Dumnezeu, care este atot cunoscător, slăvit să fie El. Și un ultim aspect, simbolul eliberării. Cea mai mare sărbătoare la evrei este Paștele. Și Paștele, ceea ce ar însemna în traducere liberă, a trece pe alături, a cruța, când îngerul nimicitor a ocolit casele care erau cu sângele mielului adus ca jertfă. În ce privește ritualul, dumneavoastră îl cunoașteți, este prezentat în capitolul 12, cum că în ziua a 10-a era luat un miel ținut până în seara, între cele două seri, a zilei a 14-a, când Dumnezeu a aranjat un calendar religios, care începe primăvara, în lunile martie-aprilie, spre deosebire de calendarul civil, care începe toamna, a fost cea din tâi lună pentru ei, apoi din ziua Paștelui până într-a 21-a urma sărbătoarea azimilor. Paștele erau în drept să fie consumate doar pentru cei tăiați în prejur, chiar dacă nu erau evrei, erau alți străini adoptați în popor, ei trebuiau să fie circumciși și apoi să ia parte la sărbătoarea aceasta. În ce privește simbolurile, sângele, evident că era simbolul ispășirii, plata răscumpărării pentru eliberarea lor, azimile simbolul curăției, că Dumnezeu când eliberează, sfințește și am putea spune verdețurile amare, eu am zis la modul general că sunt simbolul condițiilor din lumea aceasta. Fie a celor din robie, fie în general a celor care le trăim pe pământul acesta. Vreau să încheiem considerând din toată inima că Dumnezeu este un stăpân absolut, dar un stăpân care a trimis un eliberator pe Hristos Domnul. Spune Biblia prin Pavel în 1 Corinteni 10, că ei beau dintr-o stâncă, e vorba de evrei care venea după ei și care era stâncă, era Hristos. Iar noi, cu o mai mare conștiență, privim la această eliberare. Dumnezeu a luat Israelul ca o machetă. Ajungi rob în Egipt, ca un simbol al lumii. De acolo scoși prin sângele unui miel.
Și a făcut Dumnezeu atâta investiție. Și cum spune în vers de poezie, și-au ars pe altar atâți viței și atâția miei din turmă. Dar într-o zi s-a prezentat și mielul cel din urmă. Luând o pâine și un pahar, simbolul ispășirii, Hristos muri pentru păcatul omenirii. Acele simboluri atât de gândite de Dumnezeu, atât de minuțios aranjate, erau doar ca niște desene, am putea spune. Dar care greșea desenul, era lovit uneori cu moartea, cum au fost fiii lui Aaron. Ca să înțelegem pentru noi necesitatea eliberării, pe care poate să o facă liniștit, liber și stăpân pe situație Dumnezeu. Domnul Iisus Hristos spunea în Matei 20 cu 28 că Fiul omului și Moise, sub acest aspect, este un prototip al Domnului Iisus, deși ar fi putut să rămână la curtea lui Faraon, nu a acceptat și prin credință a acționat, cum de altfel și Paștele au fost un act de credință. Și a spune în Evrei 11 cu 28 că prin credință au sărbătorit ei Paștele. Știți ce i s-a propus și Domnului Iisus? Ce asemănare între Moise și Domnul Iisus? Moise, căutat de la moarte să fie ucis, crede de parte bărbătească. Sămânța femeii urmărită de diavol. Domnul Iisus la naștere, Irod pe urmele lui. Când se intre în lucrare, diavolul i-a propus Domnului că îi dă el împărățiile. Moise avea într-un fel șansa să ia împărăția lumii acesteia, a Egiptului. O parte din ea, sau sub anumit aspect. Însă a refuzat. S-a dus la oi și de acolo a fost chemat. Și Domnul a refuzat și a rezistat ispitei. Și apoi, spune aici 20 cu 28, pentru că nici fiul omului n-a venit să-i se slujească. Și el să slujească, de ce i-a eliberat? Să slujească, să ne arate modelul a ceea ce trebuie să facem noi după ce suntem eliberați și să-și dea viața ca răscumpărare pentru mulți. Recapitulăm să ținem minte. Ei au fost eliberați din Egipt pentru că exista o făgăduință. Aceasta a fost baza. Dumnezeu s-a prezentat să-L cunoască, să știe cine i-a eliberat, cine i-a luat în stăpânire, i-a eliberat să-i slujească, ieșind din lume, slujind dintr-un mod sfânt cu tot ce au. Apoi Dumnezeu a recurs la o procedură hotărâtă de El, cum zice Biblia, planul alcătuit în sine însuși, să-i scoată de acolo, aducând niște judecăți selective, dovedindu-și autoritatea și eliberându-i în acea noapte, păstrându-le ca cel mai puternic simbol sărbătoarea eliberării. Și ultimul gând, eliberarea este doar începutul. Vor urma alte lecții de aici, că de la eliberare până în Canaan a fost un drum lung. Știți cum erau ei în noaptea Paștelui? Îmbrăcați și cu toiagul în mână. Ce înseamnă asta? De acum la drum. Cei eliberați? De acum la drum. Și spuneam acum o săptămână că în studiul acesta de la Egipt spre Canaan vrem așa să dăm o tură și cu ocazia asta să mai iasă câțiva din Egipt și pe care pe unde îi întâlnim să-i luăm. Hai frate, haideți și voi cu noi mai departe și cu totul să ajungem până în împărăția Domnului. De aceea, de acum echiparea și la drum înainte. Și nu uitați, adaug aici ceva, Biblia spunea și era o lege, cine nu servește din Paște să moară. Adică degeaba ai fost eliberat. Aici la Betel se face prezența la cina Domnului, dumneavoastră știți. Și uneori, pe motiv de neglijență, alteori pe motiv de nerezolvarea unor probleme, alteori de teamă ca nu cumva să o luăm în chip nevrednic, se tratează într-un mod care e greșit și sunt unii care nu se împărtășesc cu cina Domnului. A nu fi cu ușorii stropiți, nimicitorul are drept să-și facă lucrare. Și nu era vorba să se ia cina numai o dată în viață, în sensul că am fost eliberat și gata. În fiecare an, de aceea, să-și verifice fiecare orarul lui la cina Domnului. Că dacă pentru ei Paștele a rămas cea mai mare sărbătoare, și pentru noi cina Domnului rămâne cea mai mare sărbătoare.
Gândiți-vă de câți ani n-ați ținut cont că este Paști sau că este Crăciun. Nu cred că sub o formă n-ați ținut cont, nu cred. Tot ați făcut ceva referire. Dar oare câte servicii de cina Domnului au trecut în care unii n-au ținut cont de ea? Păi dacă e cea mai mare, atunci haideți să rămână ca semnul eliberării noastre de către Domnul Iisus Hristos. Să ne sfințim că a nu lua parte este o stagnare repetată în viața oamenilor. Evident, a lua parte în chip nevrednic înseamnă a merge cum au mers evreii. Hai să ne suim! Și i-au bătut amaleciții imediat la horma. Nu numai hai să ne suim. Ne suim în sfințenie că din nou nu ne lasă amaleciții. Dar și dacă stăm aici și spunem ne întoarcem în Egipt sau de ce n-am murit, și unii știți, erau trei idei. Unii au zis ne întoarcem înapoi, alții au rămas acolo și au plâns toată noaptea și alții, așa, hazardat, s-au dus înainte. Toate trei variante greșite. Stăm până Domnul ne sfințește, ne pocăim, iar apoi înainte în numele Domnului și El să ne ajute. Amin.